ziua, bine v-am regăsit la emisiunea Sănătate și Prevenție. Invitata emisiunii de astăzi este doamna dr. Corina Neamțu, endocrinolog, care ne va vorbi despre disfuncțiile glandei tiroide. Glanda tiroidă are un rol important în reglarea metabolismului și a funcțiilor vitale ale organismului. Afecțiunile de la nivelul tiroidei pot fi cauzate de diferite dereglări la nivelul producției de hormoni, care, dacă nu sunt tratate la timp, se pot agrava și pot cauza alte probleme de sănătate. Vă rog să ne spuneți, doamnă doctor, ce reprezintă glanda tiroidă și care sunt principalele sale caracteristici. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Glanda tiroidă este o glandă endocrină, în primul rând, deci o glandă cu secreție internă hormonală și ea, din punct de vedere anatomic, are niște caracteristici. În primul rând, o formă de fluture. Este situată în partea anterioară a gâtului, manșonează trahea, fiind situată sub mărul lui Adam. Are doi lobi uniți ca și corp al fluturelui printr-un ism. În general, greutatea este între 10 și 20 de grame și are dimensiuni, fiecare lob, având ca dimensiuni medii, 5 cm înălțime, 3 lățime, 1,52 grosime. Funcționarea echilibrată a glandei tiroide este esențială pentru organism, deoarece ajută la reglarea numeroaselor funcții, precum respirația, pulsul și tensiunea arterială, activitatea sistemului nervos central și periferic, nivelul de colesterol, metabolismul, tonusul muscular, greutatea, văzul. Vă rog să ne spuneți cum funcționează glanda tiroidă. Exact așa cum ați spus, receptori pentru hormonii tiroidieni există în toate organele și sistemele. Sunt ubiquitari, așa spunem noi medical vorbind. Cum funcționează? Glanda tiroidă produce hormoni tiroidieni. Îi depozitează în foliculii tiroidieni, care reprezintă un mediu înconjurat de celulele tiroidiene secretante de tiroglobulină. Este o macroproteină din care se vor produce hormonii tiroidieni. De ce mai este nevoie? De iod. Iodul nu este produs de organism. Are o singură sursă, cea alimentară. Sunt câteva alimente bogate în iod. Acestea sunt fructele de mare, algele, cele mai bogate, dar și produsele lactate și anumite legume. Deci, în România, pe lângă faptul că există anumite regiuni în subcarpați carențate ca sol în iod, nici nu există un obicei de a mânca aceste produse. Popoarele din Asia, de exemplu, au mult mai mic deficit de iod. Dar noi compensăm prin folosirea sării iodate. Necesarul de iod zilnic este variabil. 100 de miligrame la copii și crește în sarcină și la femeile care alăptează ajungând până la aproape de 300 de miligrame zilnic. În general, este asigurat de ingestia de iod. Iodul trece din stomac în sânge și va fi captat în aceste celule din foliculii tiroidieni, unde cu ajutorul unei enzime, peroxidaza, va fi oxidat și apoi se vor rupe de pe proteina mare anumite reziduri tirozinice care formează hormonii tiroidieni, cei mai cunoscuți fiind triiodotironina T3 și tetraiodotironina T4. Organismul are un anumit surplus de hormon tiroidien și în circulație, cei legați de proteine, dar și în foliculul tiroidian. Deci atunci când fie sursa de iod nu este adecvată, fie că producția de hormoni este împiedicată cumva, există un pool de rezervă, un cont de hormon tiroidien care pot fi folosiți pentru o anumită perioadă de timp. Hormonii pe care îi produce glanda tiroidă influențează aproape toate procesele metabolice din organism. Unele probleme de sănătate care sunt provocate de tulburări ale tiroidei pot fi inofensive, așa cum este apariția gușei, care nu necesită tratament și nu cauzează cancer.
Cele mai comune afecțiuni sunt legate de producerea anormală de hormoni tiroidieni. Hipertiroidismul este cauzat de secreția exagerată de hormoni tiroidieni. Vreau să ne spuneți care sunt cauzele apariției hipertiroidismului. Sunt câteva cauze de apariție a hipertiroidismului. La tineri, cea mai comună este cea autoimună, prin producerea de către sistemul imun a unor anticorpi care se atașează pe foliculii tiroidieni și sunt similari hormonului de stimulare al tiroidei produs de hipofiză și anume TSH-ul. Și atunci tiroida consideră că are un semnal și produce în exces hormon tiroidien. Acest anticorp se numește anticorp antireceptor TSH, pe scurt TRAM. Deci este cea mai comună cauză la tineri. Populația în vârstă, pentru că o să intervin aici cu o informație, după 40 de ani, mai mult de jumătate din adulți au noduli în tiroidă, deci începe să fie o problemă de masă. Populația adultă face mai frecvent o altă formă de hipertiroidie și anume gușa hipertiroidizată. Deci nodulii preexistenți dobândesc o autonomie funcțională și hipersecretă hormon tiroidien. O altă cauză este nodulul toxic. Există un singur nodul în tiroidă care produce în exces hormon tiroidien. Și nu în ultimul rând este tirotoxicoza iatrogenă, adică din afară. Respectiv, pacienți care urmează tratamente cu hormon tiroidien în exces. Cam acestea ar fi cauzele de hipertiroidism. Hipertiroidismul este o boală autoimună în care anticorpii țintesc și atacă glanda tiroidă. În cazul vârstnicilor, hipertiroidismul provoacă simptome mai puțin detectabile. Vă rog să ne spuneți care sunt simptomele hipertiroidismului și ce impact are această afecțiune asupra inimii. Simptomele hipertiroidismului sunt destul de zgomotoase. Spre deosebire de cealaltă boală, care este de altfel și mai frecventă, hipotiroidismul, în hipertiroidism nu pot trece neobservate. Pacienții încep să scadă în greutate, mâncând mai mult. Deci, practic, au un metabolism foarte accelerat. Au palpitații și tahicardie, chiar și în somn. Deci pulsul peste 90-100. Transpiră și tolerează foarte dificil căldura. Se simt bine la răcoare. Au nervozitate, au hiperemotivitate. Practic, când sunt anunțați asupra consecințelor diagnosticului, majoritatea pacienților, în special doamnele, încep să plângă în cabinet. Este o regulă. Deci toate lucrurile acestea sunt în manifestări clinice, dar cele mai importante, pentru că ați deschis subiectul de vârstnici, sunt cele cardiovasculare. Deci crește frecvența cardiacă, crește debitul cardiac, crește consumul de oxigen al cordului, crește tensiunea arterială sistolică, cu fiind compensată de scăderea rezistenței periferice și a scăderea tensiunii arteriale diastolice. Din cauza consumului de oxigen crescut în miocard, vârstnicii tolerează foarte greu aceste schimbări. La tineri, problema cordului e secundară, la vârstnici este primordială. Ei putând dezvolta aritmii, fibrilație atrială. Deci este o problemă foarte importantă. Practic, cordul e organul cel mai afectat în disfuncția tiroidiană. Deși afecțiunile glandei tiroide sunt neplăcute și provoacă disconfort, cele mai multe dintre ele pot fi controlate eficient dacă sunt diagnosticate la timp și tratate corespunzător. Vă rog să ne spuneți, doamnă doctor, ce investigații pot fi recomandate pentru diagnosticarea hipertiroidismului? Cel mai simplu și stă în portofoliul medicului de familie, dozări hormonale. Dozăm TSH-ul, dozăm hormonii tiroidieni, cel puțin unul dintre ei, respectiv T4, e mai comun, sau fracția sa liberă, free T4, și avem un profil care poate fi înalt sugestiv pentru hipertiroidism. Mai departe, intră în acțiune medicul endocrinolog, pentru că în funcție de
un examen clinic și, nu în ultimul rând, ecografic, poate aprecia dacă pacientul are caracteristici de boală autoimună cu hipertiroidism, respectiv boala Bazedov. Aici ne ajută și un alt element clinic care apare numai în formă autoimună și anume exoftalmia. Deci, protruzia globilor oculari. Inițial este doar retracția palpebrală, dar uneori formele sunt foarte severe și reprezintă o provocare pentru cuplu format din endocrinolog și oftalmolog, de stoparea evoluției, care poate fi de tip malign în sensul pierderii vederii, efectiv la un ochi. Această exoftalmie nu e întotdeauna simetrică și de multe ori aduce pacientul la endocrinolog după ce a trecut prin serviciul de oftalmologie. Deci, determinările hormonale sunt primul pas. Apoi, dacă există suspiciunea bolii autoimune, se determină și anticorpii. Există numeroase tratamente pentru hipertiroidism aplicate în funcție de vârsta pacientului, condiția sa fizică și de stadiul bolii. Se pot administra iod radioactiv sau medicamente antitiroidiene, iar în anumite cazuri se recurge la intervenția chirurgicală numită tiroidectomie. Mă rog să ne spuneți cum se realizează aceste tratamente. Prima opțiune este tratamentul cu antitiroidiene de sinteză, care blochează captarea iodului și formarea hormonilor tiroidieni. Nu există un tratament care targetează exact receptorul pentru hormon tiroidieni, deci nu ne putem aștepta ca odată inițiat tratamentul să fie spectaculos. El intră în acțiune în 2-3 săptămâni de la inițiere. De aceea pacienții, pe lângă tratamentul cu antitiroidian de sinteză, primesc și medicație simptomatică pentru reducerea pulsului, deja frecvenței, a tensiunii și a manifestărilor acestea adrenergice legate de excesul de hormon tiroidien, care intră în acțiune imediat. Imediat scade pulsul, pacienții se simt mai bine și în 2-3 săptămâni începe să se reducă și prin reducerea sintezei se metabolizează hormonii deja aflați în circulație și pacientul se simte mult, mult mai bine. Deci, antitiroidianul de sinteză e prima opțiune. Apoi, în funcție de situație, și aici, sub antitiroidian de sinteză, circa jumătate din pacient se echilibrează, tratamentul este îndelungat, minim un an, între 1 și 2 ani, iar apoi, formele autoimune, care recidivează cel mai frecvent, recidivează doar în proporție de 50%. Și atunci, în momentul în care suntem în fața unei recidive, reintroducem hormonul reintroducem tratamentul antitiroidian și apoi, de comun acord cu pacientul și explicându-i, recurgem la o terapie, fie chirurgicală, fie iradierea tiroidei, amândouă având în final același rezultat. Transformarea hipertiroidiei în hipotiroidie mai ușor de controlat și cu implicații mult, mult mai reduse comparativ cu hipertiroidismul. În general, pacienții cu tiroida mare, cu noduli, care unii pot avea și aspect suspect, trec direct la chirurgie după echilibrare. Mai ales când e vorba de vârstnici, pentru că, așa cum am spus, vârstnicul tolerează greu excesul de hormon tiroidie. Deci, așa, sunt și vârstnici care primesc radioiod. Deci, nu există o rețetă pentru toți. Ea se personalizează. Hipotiroidismul, spre deosebire de hipertiroidism, reprezintă incapacitatea tiroidei de a produce hormoni tiroidieni și hipotiroidismul avansat, cunoscut sub numele de mixedem, este destul de periculos, putând să pună în pericol viața pacientului. Vă rog să ne spuneți care sunt cauzele care conduc la apariția hipotiroidismului. Hipotiroidismul e mult mai frecvent decât hipertiroidismul, aproape de 10 ori. Cea mai comună cauză este tiroidita autoimună. Deci tot prin producerea de autoanticorpi de către sistemul imun, care se dereglează și nu mai recunoaște ca proprii anumite structuri.
În cazul hipotiroidismului este vorba de enzima peroxidază, pe care am menționat-o și care este esențială în formarea hormonilor tiroidieni, și de acea tiroglobulină, care e proteina mamă a hormonilor tiroidieni, împotriva celor două structuri pot fi creați anticorpi. Și atunci sinteza de hormon tiroidien se reduce. Spre deosebire de hipertiroidism, unde tabloul clinic este extrem de zgomotos, în hipotiroidie el este progresiv și insidios. Practic, din momentul debutului afecțiunii până la diagnostic pot trece ani. Tot așa, ca și în hipertiroidie, în hipotiroidie vârstnicii sunt foarte afectați, pentru că cordul lor nu mai este foarte tânăr, pentru că există anumite semne clinice și o anumită retenție de lichide și pentru că sistemul nervos central va suferi foarte mult. Deci, boala autoimună, am vorbit. A doua cauză este pacientul operat care își neglijează tratamentul sau nu îl corectează sau nu îl ajustează, pentru că tratamentul pacientului operat poate fi constant pe viață sau nu. El depinde mult și de absorpția din stomac, deci dacă intervin anumite boli digestive, poate fi afectat. Și atunci un pacient operat poate dezvolta simptome de hipotiroidism. Și mai este pacientul iradiat în zona cervicală și prin iradiere se poate fi afectată tiroida și anumite medicamente care pot crea hipotiroidism. Deci cam acestea ar fi cauzele de hipotiroidism. Cele mai comune, bineînțeles. Hormonii tiroidieni asigură funcționarea organismului la o viteză adecvată. Dacă tiroida nu produce suficienți hormoni, se instalează hipotiroidismul și, ca rezultat, celulele din întregul corp își încetinesc activitatea. Rog să ne spuneți care sunt semnele, simptomele generale ale hipotiroidismului și cum se realizează diagnosticarea acestuia. În general, hormonii tiroidieni sunt extrem de importanți. Din viața intrauterină au un rol esențial în formarea sistemului nervos, a mielinizării, a conexiunilor interneuronale. Bebelușul fără tiroidă sau cu aport insuficient de hormon matern poate dezvolta cretinism. Vorbim de cretinism cu un coeficient de inteligență foarte mic, care este absolut irreversibil. Și copilul are nevoie, tot pentru maturizarea sistemului nervos și pentru creșterea armonioasă, de hormon tiroidieni. Deci boala este foarte gravă la copil și nou născut. La adult, deja sistemul nervos este matur, dar metabolismul este extrem de afectat în toate laturile lui. Este încetinit, se produce o retenție impresionantă de apă, de lichide, prin încetinirea metabolismului, scad toate funcțiile. Este ca și cum pacientul se mișcă în reluare. Funcție motorie, funcție cognitivă, și aici revin în special la populația vârstnică. Practic nu ne mai înțelegem cu ei. Parcă dezvoltă demențe și de fapt ei au doar hipotiroidie. Deci conexiunea interneuronală, există lichid în sistemul nervos central, există retenție hidrică, vorbesc greu pentru că și limba suferă și se infiltrează, vorbesc greu, gândesc greu, dorm prost, se simt obosiți permanent, tegumentele sunt ca de elefant, uscate, se descoamează, sunt infiltrate. Este impresionant, tabloul extrem al bolii efectiv modifică față și tot, se rărește părul capilar, se rărește treimea externă a sprâncenelor. Toate lucrurile merg prost, iar din punct de vedere cardiologic, scade frecvența cardiacă, scade debitul cardiac. Se produce o infiltrare a mușchiului miocardic și a pericardului, fac apă la inimă efectiv. Scopul înlocuirii hormonilor tiroidieni este de a reproduce cât mai fidel funcționarea normală a glandei tiroide.
Vă rog să ne spuneți în ce constă tratamentul de substituție hormonală tiroidiană, care poate ajuta la reglarea nivelului de colesterol și care sunt efectele adverse ale acestui tratament. Hormonii tiroideni sunt esențiali pentru cei care nu îi mai au. Fie că s-a distrus autoimunitatea, fie că este îndepărtată, fie că n-au avut-o niciodată, pentru că sunt oameni care se nasc fără tiroidă sau cu tiroidă mică în altă parte a corpului, ectopică. Deci, în general, tratamentul substitutiv se realizează cu unul dintre cei doi hormoni, respectiv cu T4. Banalul leutirox, levotiroxină. Există 90% din pacienți își recuperează aproape integral toate funcțiile afectate. 10% dintre pacienți, și aici pacientul tânăr este mai interesant, nu reușesc să convertească T4 în T3 la nivel celular, tisular. Și atunci ei nu compensează complet deficitul. Sunt pacienți care fie necesită doze mai mari de hormon tiroideni, fie necesită adăugarea în terapie și a T3. Deci facem o terapie combinată cu T4 și T3. Care sunt efectele adverse? Supradoza. Vorbeam la început despre hipertiroidia prin supradoză de hormon tiroideni. Ei se simt bine și la un moment dat chiar singuri își cresc doza. Este o greșeală, pentru că nu reușim să ne simțim mult mai bine intrând într-o altă boală, într-o hipertiroidie din afară, iatrogenă, cu consecințele ei, respectiv creșterea pulsului, deci creșterea tensiunii arteriale și cu toate efectele adverse, chiar și metabolice, chiar și pe densitatea minerală osoasă. La femei este a doua cauză după menopauză de scăderea densității minerale osoase și de osteoporoză, respectiv tratamentul intempestiv exagerat cu hormon tiroidien. Ce stil de viață recomandați pacienților cu hipotiroidism și ce măsuri de prevenție există pentru a-i stompa factorii de risc, astfel încât aceștia să fie mai puțin expuși bolii? Stilul de viață este acum așa o sintagmă generală. Toți vrem să avem un stil de viață sănătos. Trebuie să-l și încercăm să-l ajustăm. Pentru tiroidă nu există anumite indicații speciale. Să controleze greutatea, pentru că deși hipotiroidianul nu este mai gras în țesut adipos, el este mai greu prin retenția de apă. Dar boala în sine încetinește și metabolismul, dar și catabolismul și anabolismul, deci el nici nu pune, nici nu pierde. Cumva aici este, așa se comportă metabolismul hipotiroidianului. Dar există anumite studii care nu au o putere statistică mare și asta se referă în special la pacienții care mai au și alte boli autoimune, cum ar fi boala celiacă, care pot beneficia de o îmbunătățirea profilului de anticorpi prin reducerea ingestiei de gluten, chiar dacă se poate oprirea completă. Nu se recomandă în ghiduri o abordare atât de exagerată, dar există pacienți care citesc, pentru că internetul e cel mai bun și Google-ul e cel mai bun doctor, care își reduc singuri glutenul alimentar și vin cu modificarea destul de impresionantă a nivelului de autoanticorpi. Dar, repet, nu este o indicație medicală. Este pur și simplu o preferință care îi ajută să fie pe unii și mai puțin balonat, să piardă în greutate. Deci, poate fi abordată așa ca și stil de viață, dar nu e o indicație medicală, repet. Însă, cel mai important lucru este următorul. Boala autoimună tiroidiană are o penetranță familială. Deci există o aglomerare. Dacă noi știm că cineva din familie are această boală, este bine să fim avizați și de la vârstă tânără. Acum, colegii ginecologi recomandă gravidelor un screening de funcție tiroidiană, pentru că este foarte important ca gravida să aibă hormonii tiroideni foarte bine pe tot parcursul sarcinii, pentru sănătatea copilului și dezvoltarea
lui neurologică. Deci, în special la cele la care există în familie boală autoimună. Chiar nu neapărat tiroidiană, orice altă boală autoimună. Tiroida este o boală autoimună foarte frecventă. Și atunci, dacă există în familie boală autoimună, poate ca generația următoare să facă boală autoimună tiroidiană. Deci, recomandăm ca gravidele să fie, femeile tinere să fie, să facă screening pentru disfuncție tiroidiană și, conform ghidurilor americane, la 50, în jur de 50 de ani, în populația generală, screening pentru boala tiroidiană autoimună. Astfel încât putem surprinde boala în stadiu infraclinic, când nu are nevoie de tratament. Dacă noi observăm că există autoanticorpi pozitivi, noi știm că pacientul respectiv a intrat într-un screening, un screening relaxat, anual, al funcției tiroidiene. Și atunci surprindem boala la debut. Pentru că e foarte ușor să tratezi boala în primele stadii față de stadiile avansate despre care am vorbit anterior. Funcționarea glandei tiroide este influențată de modificările nivelului de estrogen din organism, motiv pentru care femeile sunt mai predispuse la bolile tiroide, spre deosebire de bărbați. Cum este afectată activitatea glandei tiroide atunci când nivelul de estrogen este mărit și care sunt cele mai frecvente afecțiuni ale glandei tiroide care pot să apară la femei? Într-adevăr, sexul feminin este mai predispus, dar este o chestie legată strict de sexul feminin, cum sunt anumite boli care apar la sexul masculin, nu are neapărat legătură cu nivelul de estrogen. Tocmai am spus, femeile fac mai des boală autoimună de tiroidă, se pare că una din șase femei face în viață, dar această incidență crește foarte mult după menopauză, când hormonii estrogen sunt foarte mici. Deci este un argument împotriva ideii că estrogenii induc boala autoimună de tiroidă. Însă, într-adevăr, femeile sunt mult mai afectate, mult, mult mai afectate și această afectare crește după menopauză. Deci este strict legată de sex, nu neapărat de nivelul de estrogen. Deși nu sunt cunoscute cauzele care duc la apariția cancerului tiroidian, practic orice modificare a celulelor de la nivelul glandei tiroide poate declanșa apariția cancerului. În plus, expunerea repetată la radiații la nivelul capului, gâtului sau al pieptului poate să crească șansele apariției cancerului de tiroidă. Nu de puține ori, pacienții însă sunt total asimptomatici. Vă rog să ne spuneți, doamnă doctor, care sunt simptomele cancerului tiroidian și ce tipuri de cancer tiroidian există? Simptome în cancerul de tiroidian nu există decât în stadiile avansate, când, prin creșterea locală și invazia locală, afectează vocea, deglutiția, adică înghițitul, da? Și se și vede cu ochiul liber. În final poate afecta, bineînțeles, prin invazia traheei chiar respirația. Dar noi nu ne dorim să ajungem să diagnosticăm în acea fază pacienții cu cancer tiroidian. În general, nu există o recomandare de screening ecografic tiroidian în populație. Însă, pacienții care au genetică de cancer tiroidian, pacienții care au fost iradiați, cum ați spus, în zona cervicală anterioară și pacienții din zonele endemice, care, din fericire, sunt din ce în ce mai puține, ar trebui totuși să facă, la vârsta de maturitate, un examen ecografic tiroidian. Și nu numai atât, un examen clinic simplu al tiroidei, pentru că un examen corect făcut depistează nodul de peste un centimetru. Diagnosticul cancerului tiroidian este sugerat de examenul clinic, de examenele hematologice și imagistice, fiind confirmat bioptic. Cum se realizează diagnosticul acestei maladii? N-am răspuns la întrebarea anterioară legată de tipurile de cancer de tiroidă. Sunt două tipuri, cancer diferențiat și cancer nediferențiat. Din fericire, cele diferențiate, curabile în stadii bune,
sunt majoritare. 80% cancerul papilar, 10% este un cancer folicular, între 5 și 10% un cancer medular, mai puțin prietenos, dar și el cu anumite tratamente, și cancerul anaplastic cel mai agresiv și cu prognosticul cel mai prost, doar 1-2%. Deci, cam aici stăm în termen de statistică cu cancerul de tiroidă. De aceea se spune că acest cancer nu omoară, trăiești cu el și nu mor cu el cumva. Așa. M-ați întrebat apoi cum facem diagnosticul de cancer de tiroidă. Avem în primul rând o suspiciune, chiar și la examenul clinic, pentru că un nodul cu o duritate mai mare la examenul clinic sau care nu pare să fie foarte mobil când pacientul înghite, trezește o suspiciune. Apoi, prezența unor ganglioni în zona cervicală anterioară, ganglion satelit tiroidei, iar ne pun o întrebare. Cel mai important lucru este examenul ecografic. Acum avem un scoring care introduce orice nodul într-o categorie de risc. Și în funcție de această categorie și de dimensiunile nodulului, noi recomandăm la anumiți noduli examen de punctie biopsie, deci verificarea celulelor. Deci este foarte important acest lucru, pentru că un nodul, chiar dacă are o aparență de suspiciune ecografică, e bine să fie verificat histopatologic, pentru că atunci când trimitem pacientul în direcția chirurgiei și avem o punctie suspectă, sau mai mult, în alt suspectă, chirurgul știe că trebuie să facă o chirurgie extensivă. Deci este important, foarte important. Tratamentul diferă în funcție de stadiul bolii, de vârsta pacientului și de tipul de cancer tiroidian. Dacă este în stadiul incipient, șansele de vindecare sunt mari. Vă rog să ne spuneți cum se realizează intervenția chirurgicală și tratamentul cu iod radioactiv pentru cancerul tiroidian. Cum se realizează intervenția chirurgicală? Mie mai greu din postura de internist să spun, dar într-adevăr, în funcție de stadiul de boală, sunt mai multe abordări chirurgicale. Dacă pacientul este tânăr și dacă nodulul este mic, fără să aibă contact capsular, deci mic înseamnă sub un centimetru, ca să lămurim ce înseamnă nodul mic, și nu există nicio suspiciune de diseminare în ganglionii laterocervicali, exist ghidurile actuale, recomandă operație doar pe jumătate de tiroidă, jumătatea aceea. Dacă jumătatea, evident, contralaterală, este aparent normală ecografic. Dacă nodulul este mare, dacă are contact capsular și dacă avem semne ecografice de răspândire în ganglionii laterocervicali, atunci chirurgia va fi extinsă, tiroida se va scoate în totalitate și va fi făcută și disecția lanțului ganglionar de partea respectivă sau a ambelor părți, în funcție de forma de tipul de cancer, că pot fi și bilaterale, și vor fi rezecați și ganglionii sateliți. Aceasta e o operație mai complexă. Apoi, în funcție de forma de cancer, cele pe care le-am spus anterior, cancerul papilar și folicular au indicație de terapie ablativă cu iod radioactiv la un timp de o lună, două, după intervenția chirurgicală, pentru a iradia toate potențialele celule rămase după chirurgie. Și pacientul, vestea bună este că pacienții cu cancer de tiroidă prezintă o supraviețuire de peste 95% la 5 ani. Este foarte mare. Probabil că este unul din tipurile de cancer cu evoluție foarte blândă. Și la tineri, tinerii au particularități. Fac și ei cancer de tiroidă, au o evoluție un pic mai rapidă, dar prognosticul lor e mult mai bun decât al vârstnicului. În cazul în care nu sunt tratate la timp, afecțiunile glandei tiroide pot să favorizeze apariția altor probleme grave de sănătate. Vă rog să ne spuneți ce complicații pot să apară în acest caz și cum pot fi prevenite afecțiunile la nivelul glandei tiroide.
Complicațiile bolilor tiroidiene sunt diferite în funcție de tipul de boală. Așa cum am spus, la hipertiroidie, complicațiile cele mai severe sunt cardiovasculare, pentru că expunerea cordului la un nivel foarte înalt și prelungit în timp de hormon tiroidien îi afectează în final contractilitatea și toate funcțiile miocardului, astfel încât pacienții, și bineînțeles în funcție de vârstă, am avut și pacienți sub 40 de ani, fac fibrilație atrială și la mulți este permanentă. Deci, practic, induc o boală gravă a cordului care le va afecta și calitatea și durata de viață. Hipotiroidienii au și ei aceste complicații ale cordului, dar nu în partea cu tulburările de rib, deși pot face și ei tulburări de rib. La hipotiroidian este mai gravă problema metabolică, pentru că lipsa din organism pe o durată lungă a hormonilor tiroidieni produce un nivel crescut de colesterol și modificări metabolice care vor duce la ateroscleroză și la îmbătrânirea prematură a organismului și nu în ultimul rând, poate în primul rând, deteriorarea funcției cognitive, care de la un moment încolo, la un pacient într-o anumită vârstă, poate fi irreversibilă. Iar la pacienții cu cancer, evident că există și dacă este neglijat și dacă stadiul de depistare este avansat, el poate să aibă metastaze în tot corpul, în plămâni, în oase în primul rând. Deci, boala de tiroidă nu trebuie neglijată. Ce înseamnă prevenția? Înseamnă, pe de o parte, urmărirea funcționalității corecte, așa cum am spus, și aici trebuie să rafinăm în funcție și de antecedentele familiale ale pacientului și, nu în ultimul rând, verificarea clinică și ecografică a glandei tiroide, lucru care este destul de larg răspândit. Ecografiile de tiroidă se fac practic aproape orice cabinet de tiroidă și în funcție de experiența examinatorului, contează bineînțeles și asta, pot fi depistate lucruri foarte, foarte mici și boala să fie tratată din stadiul precoce. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă doctor Corina Neamțu, pentru indicațiile prețioase pe care mi le-ați dat în legătură cu disfuncțiile glandei tiroide și vă aștept și într-o emisiune viitoare. Mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc și dumneavoastră celor care ne-ați urmărit. La revedere, o zi bună! La revedere! Bine.